seara. Înapoi la argument din această seară, tot la Muzeul de Artă Apuseană Veche, inginer Dumitru Minovici, este dedicat unei teme căreia Vintilă Mihăilescu, profesor universitar la SNSPA și director general al Muzeului Țăranului Român, i-a dedicat un tratat, Antropologie 5 introduceri. Domnule Mihăilescu, mă bucur foarte mult să vă salut aici, ca pe unul de la care vreau să aflu, sub forma celei de-a șasea introduceri, ce este antropologia, pentru că o văd peste tot. A ajuns să fie un soi de garant de științificitate pentru alte discipline respectabile. Este antropologie religioasă, antropologie culturală, antropologie socială. Poți construi ceva respectabil în domeniul academic punând în fața antropologia. Și, acum, pentru că insist pe faptul că această carte este un tratat din care puteți afla ceea ce englezii numesc the state of the art, a situației în momentul de față, adică ce este, cum se mănâncă și până unde s-a ajuns cu mâncatul antropologiei în lumea academică de astăzi, aș vrea să avem o abordare de popularizare fără vulgarizare, cum faceți dumneavoastră în Socio Haihui și în Socio Haihui prin Arhipelagul România, în revista Dilema, unde vă citesc săptămânal, și unde văd un alt fel de ochi decât este ochiul meu. Asta aș vrea. Să-mi spuneți... Care e secretul antropologiei? Care e secretul antropologiei? Ce fel de privire aruncă ea pe lume ca să obțină sporul ăla de cunoaștere care diferențiază un antropolog de un simplu privitor, cum sunt eu? Nu știu. Secretul nu-l știu. E un început bun că mă încurajează că... Dar ce pot să spun este, sau încercăm a șasea introducere, fac o paranteză de la început. Se cheamă 5 introduceri pentru că am început această carte, acest tratat, într-adevăr, de 5 ori și de fiecare dată a ieșit altceva. Și atunci am zis a șasea oră, nu mai încep, gata, astea sunt 5 introduceri în antropologie și ele se leagă pentru că sunt 5 intrări și adevărat, același lucru care este privit din 5 perspective. Cred că această mică paranteză poate să servească și drept... introducere, la șasea introducere, pentru că s-ar putea, ca una din calitățile, din particularitățile antropologiei să fie exact acest joc al perspectivelor. Deci hai să ne uităm și din perspectiva asta, hai să ne privim și din perspectiva asta la altă, pe scurt, conștiința că există mai multe perspective. Sigur că vom ajunge la povestea cu relativismul, că mă și vedeam... Speria de ce spun? Nu neapărat. Este suficient să am eu punctul de vedere al sociologului, dumneavoastră punctul de vedere al metafizicianului, celălalt punctul de vedere al filozofului politic, asupra Parlamentului României, de exemplu, și să obțin prin schimbarea unghiilor de vedere punctul de vedere al antropologului? Nu. Asta niciun caz. Clar că nu. Categoric. Nu despre asta este vorba. Cred că trebuie să mergem puțin la originile antropologiei, foarte puțin, ca să vedem despre ce este vorba, de fapt. Pentru că antropologia... Iertați-mă că vă întrerup. Da. Este ceva pe care vreau să-l spun telespectatorilor. Oricine citește cartea asta învață enorm. Învață cum înveți de la anglosaxoni. Altfel spus, ești sigur că ceea ce ți se livrează este o informație precisă, onestă și obiectivă în datele normale naturii noastre umane. O informație normală. O informație normală. Adică înveți foarte mult. Este una dintre cărțile care nu te rătăcește în subiectivitatea autorului, ci te duce spre miezul obiectului pe care l-are de studiat. Și cu asta nu vă mai întrerup. Da. Spuneam că acest joc al perspectivelor este în inima antropologiei. Și este în inima antropologiei pentru că așa s-a născut antropologia. Antropologia nu s-a născut în Europa, nu s-a născut în Asia și doar. S-a născut când un european, niște europeni, au dat cu ochii de alții. Niște alții prea bizari ca să poată să-i apropie de ceea ce știau și nu suficient de bizar ca să-i, să-i treacă în fabulos, în animale ciudate și așa mai departe. Deci erau tot un fel de oameni și aici a început marea problemă. Cât de om sunt, este și celălalt, în ce fel. Și asta, sigur că a dat și o oglindă. Deci dacă el este om, dar nu este ca și mine, pe atunci cum este? Cum de este om? Și atunci eu ce sunt? Bun, și tot acest joc în oglindă este un joc al perspectivelor. Și așa s-a născut antropologia,
momentul principal fiind descoperirea lumii noi, unde problema era nu numai aceasta cognitivă, ci și una foarte pragmatică. Și de fapt, ca toate științele sociale, și antropologia s-a născut dintr-o problemă foarte pragmatică. Ce mă fac cu celălalt? Da. Ce mă fac cu vecinul, spunem noi acum, care a dat muzica la maxim și trebuie să-l înțeleg? Sau, dacă nu-l înțeleg, există și soluția cu bătaia. Dar mă rog, asta nu-i totdeauna. Să știți că nu dă doar muzica la maxim. Acum știți ce face? Își scoate grătarul între blocuri. Știu. Și face grătar și dă și muzica la maxim. Da, și poate să mai facă și altele. Ca așa e cultura lui. Bun. Revenind însă la exemplele clasice, și problema era foarte serioasă, pentru că dacă celălalt era și el om, ca și mine, deci creația lui Dumnezeu, trebuia să am un anumit comportament față de el. Dacă nu era om ca și mine, deci puteam să-l tratez ca pe un animal, puteam să-l exploatez, puteam să-l omor, puteam să iau bunurile. Dacă era om ca și mine, nu, pentru că mă bătea Dumnezeu. Simplu, am simplificat eu lucrurile. Al doilea lucru, în condițiile în care acestea au devenit imperii, se pune problema guvernării. Cum guvernezi acești oameni? Din lumea nouă inițială, apoi Africa, Asia, așa mai departe. Deci o problemă politică, administrativă foarte importantă. Și nu puteai să o faci decât în cunoștință de cauză. Trebuia să le știi obiceiurile, năzbutile, partipriurile și așa mai departe, ca să poți să negociezi, să te descurci și să-i guvernezi în ultima instanță. Deci antropologia s-a născut din această confluență dintre o nevoie foarte pragmatică, foarte terater, nu? Și justificarea rațională, justificarea spirituală a acestei decizii în ultima instanță. Și așa s-a născut antropologia. Dar un punct de vedere sistematic, când s-a organizat? De-abia prin secolul XIX și primul punct sistematic a fost evoluționismul. Deci antropologia s-a născut ca o știință odată cu, deci după Darwin și cu viziunea evoluționistă. Deci marea problemă, dacă indienii din lumea nouă sunt sau nu oameni, dacă au sau nu suflet, dacă fac parte din aceeași istorie divină căreia noi aparținem sau nu, la aceste întrebări li s-a răspuns de-abia în secolul al XIX-lea sub forma unei discipline sistematice numită... Nu. Deci, cum să spun, poate da un act de naștere, disputa de la Valladolid, o bulă papală din secolul XVI, care recunoaște că și ceilalți, și acești indieni, sunt și ei oameni. Deci, teoretic, acest lucru s-a recunoscut. Dar s-au mai omorât încă două secole, au mai fost măceluri și de o parte și de alta. Asta era istoria politică, cea care făcea măceluri. Exact. Dar pe mine mă fascinează faptul că s-a putut face acest lucru. Că o civilizație care dă peste o alta, nu face parte din aceeași istorie divină cu a lui, această civilizație acceptă faptul. Da. Pentru că o soluție era exterminarea totală. Da, da. Adică să decidă, pentru că nu sunt zei, sunt animale. Da. Pentru că oamenii n-ar putea fi, cu asta început, întrucât eu sunt om. Exact. Deci, din mărturile conquistadorilor, cam asta era poziția. Oamenii bisericii au avut mare reținere. Asta este extraordinar. Da, da, cei care erau cel mai tare contraziși. Da și nu. Da și nu, pentru că, în ultima instanță, Dumnezeu ne-a creat pe toți. Sigur că puteam să spunem că nu pe ei. Dar erau seminții diferite, era mitul biblic al celor Dar dacă era o singură creație cu Adam și Eva și noi suntem urmașii lui Adam și Eva, ei sunt de aiurea. Cum au ajuns ei acolo? Da, sigur că putea să fie așa. Și asta a fost exact disputa. Da. Chiar în termeni teologici disputele au durat 2 ani de zile. 200 de ani, pardon. Da, 200. 200 de ani. E o problemă foarte severă și faptul că o cultură exclusivistă în premizele ei, nu? Că dacă tu ești, dacă tu aparții unei istorii divine, ea este a ta, tu ești urmașul cuplului originar și anume ai îmbrățișat religia unicului popor ales, premizele sunt exclusiviste. Da. Dar consecințele n-au fost. Da. Asta mă fascinează. Da, și asta a fost repede. Deci aici putem să găsim originea antropologiei. O fază preliminară a fost
o fază de compromis în care și celălalt, care nu este ca mine, care nu este din aceeași creație divină, dar care poate să fie adoptat, care poate să fie recuperat, pentru că Dumnezeu în mărinimia sa îl acceptă și pe celălalt. Deci, pe scurt și practic, poate fi creștinat. Sigur, această creștinare a fost făcută cu sabia deasupra capului. Da. Dar exista premiza că și celălalt poate să fie, ca să devină ca și mine. Până la momentul în care și celălalt a fost recunoscut ab initio, deci prin definiție ca și mine, a mai durat un timp. Prin urmare, antropologia se naște din întâlnirea unei culturi, exact, cu o cultură complet diferită de ea și rezultă din acceptarea acestui fapt. Deci consecințele, exact, teoretice ale acestei acceptări, că există culturi ireductibil diferite, da, este actul, da, de naștere simbolic al antropologiei. Și atenție, a spus întâlnirea unei culturi cu altă cultură. Întâlnirea culturii europene. Da. Nu s-a născut antropologia, nu s-a născut în Asia. Deși există culturi în Asia mai vechi decât culturi europene. Și care au trecut prin experiența Europei? Pentru că, într-adevăr, e un fapt. Nu, tocmai că n-au trecut. Lumea a fost descoperită, geografic, da, vorbind, de Europa. Păi da, da, da. Nu de altă cultură. Exact. Da. Și este tot acest fapt care, iarăși, ține de fel de... A intrat în Constituția Antropologiei, distanța. Deci nu este din aproape în aproape. Mai merg cu o caravană sau cu o cămilă sau cu un cal încă 300 de kilometri, ceea ce e imens. Nu, merg cu... o corabie 30 de zile, 50 de zile, nu știu câte jumătate de ani și ajung hăt pe partea cealaltă pământului. Deci o distanță mare, ceea ce justifică diferența. Da. Că vecinul oricum e într-un fel sau altul ar trebui să fie apropiat. Ori deja nu mai e vecin. Peste ocean nu mai are cum să fie vecin. E la capătul pământului. E la capătul lumii. Deci această distanță face parte din arsenalul antropologiei, care se uită departe. E formula lui Levi-Strauss faimoasă, lui Rugar Eloanie, privirea distanțată. Asta este propriul antropologiei. Da. Se uită departe, la celălalt, sigur, și după aceea e tot jocul, pentru că trebuie să traduc. În ultimă instanță, antropologia este o traducere. Deci, mă duc dincolo, hăt departe, la celălalt, dar după aceea vin și vă povestesc, nu? Și trebuie să înțelegeți că n-ați fost acolo. Deci, la început, antropologia este un studiu al celor care sunt diferiți de mine. Exact. Din alte culturi și la mare distanță. Exact. A fost aplicată această grilă pentru descoperirile istorice? În momentul în care, începând, să zicem, cu secolul al XVII-lea, Europa devine conștientă că au fost civilizații uitate și începe sistematic să le redescopere. Da. La capătul ei apare știința istorică și conștiința că este o istorie universală. Exact. Și, la fel, ăsta e mecanismul, de fapt. Exact. Sigur că devine știință cu rigorile științei, de-abia în secolul XIX, că... Când se maturizează... Și celelalte, și sociologia, și așa mai departe. Dar antropologia ia restul, ca să zic așa, sociologia. Și asta e foarte interesant. August Comte a stat foarte mult pe gânduri. Sociologia, știința societății, este știința societăților, în general, oricare ar fi ele, sau numai o societăților ultimile născute din evoluție, deci cele mai evoluate. Și a cugetat el mult și a zis, nu, sociologia e știința societăților noastre și cu asta basta. Că celelalte nu sunt încă suficient de coapte ca să avem un obiect științific. Și atunci, peste câteva decenii, a venit antropologia și s-a ocupat de astea pe care le-a lăsat sociologia în uitare. Deci, punctul de vedere al antropologului este, de fapt, un mecanism cognitiv care se instalează în momentul în care vreau să am acest punct de vedere. Trebuie, pe de o parte, să fie diferitul în fața mea, să am privirea care îndepărtează, care să mențină distanța și să fac un fel de cărăușie permanentă între ce este el, ce sunt eu, ca să ajung la o înțelegere atât a lui, care este privit, cât și a mea, care îl privesc. Exact. Asta se cheamă comparație în ultima instanță. Și acum ajungem de unde am plecat. Cu altă formulă. Deci spuneam o diversitate de puncte de vedere. De ce aveam în vedere este această comparație permanentă. Deci orice privesc având în spatele meu, în spatele ochilor, alte cazuri, alte culturi, alte contexte și compar. Și atunci ceea ce privesc
arată puțin tal altfel. Deci nu este unicat, ideea de unicitate și de, cum spun, e pusă serios în criză. Da. Și implicit, mă rog, o serie întreagă de specificul național care ne este atât de drag, care o chestie unică. Iurița e numai a noastră. Nu. Ab initio, privirea antropologică spune, s-ar putea să sau s-ar putea să nu. Dar, hai să comparăm. Dar felul în care o privesc eu s-ar putea să fie numai al meu. Aia da, aia da. Pentru că este tot timpul acest joc. Domnule Mihăilescu, dar există un specific de obiect al antropologiei? Pentru că așa cum am definit-o, îmi dau seama, e un mecanism de cunoaștere. Da, nu este. Nu deci, este. Nu. Deci acest mecanism de cunoaștere se aplică asupra oricărui obiect. Exact. De exemplu, asupra artei occidentale, artei renașterii, da? Bineînțeles, asupra acestui pahar, dacă vreți. Cum? Explicați-mi. Pentru asta, întâi vreau să fac totuși o precizare. Deci, istoric, sigur că obiectul a fost celălalt. Deci, străinul îndepărtat. Da. Bun. După aceea și ajungem la constatarea noastră, antropologia religiei, antropologia economică, antropologia socială, antropologia culturală, istorică, antropologia există... istorică. Bun, deci, toate astea pot fi construite. Evident. Adică aplică acel dispozitiv de cunoaștere de care am vorbit asupra diferitelor discipline. Exact. Despre ce este vorba? În primul rând este vorba despre o punere în context. O punere în context, adică, altfel sună foarte savant, o punere în context înseamnă nu pot să înțeleg paharul acesta sau, nu știu, ce criză din Parlamentul României sau un discurs al lui Cutare sau ce vreți dumneavoastră. Stați să luăm exemplul pe care l-ați dat studenților dumneavoastră. Imaginați-vă următoarea scenă, că îmi place cum l-am spus și în pagina. Este ziua de naștere a soacră dumneavoastră și îi duceți în dar 4 flori. Am spus odată acest lucru unor studenți și toată sala a râs. Pentru unii, relația dintre povestea mea și restul studenților se cheamă cultură. Pentru alții, ea înseamnă că și unii și alții trăim în aceeași societate. Indiferent de interpretare, aceasta este materia prima a antropologiei. Da. Deci la aceasta mă refeream prin punerea în context. Prin punerea în context. Deci, ce înseamnă în cazul de față contextul? Contextul în acest caz înseamnă cultura, o anumită cultură. Nu, pe exemplu ăsta, înseamnă că femeilor li se oferă flori în cultura noastră. Și că există un cod de care nu suntem conștienți. Și mai spune că femeilor vii li se oferă un număr impar de flori, iar oamenilor morți li se duce un număr par de flori. Bun, și atunci, dacă duci soacră un număr par de flori, e ca și când ai spui că vrei să o vezi moartă. Ceea ce e groaznic. Ceea ce în orice caz nu se spune. Dacă însă faci același lucru în Zambia, nu știu, unde vreți, nu se întâmplă nimic. În primul rând că nu dai flori. Nu se dau flori. Nu se dau flori, atenție. Deci florile nu au aceeași... Deci asta poate fi continuată. Un mare antropolog englez are o carte întreagă despre flori. Apropo de ce obiect, de ce obiecte se pot ocupa, se poate ocupa antropologia. De flori. Bun. De exemplu, în China, florile mărul, nu? Ceea ce contează la un măr sunt florile de măr, pentru că sunt frumoase, pentru că au un simbolism extraordinar. Fructele, nu. Și atunci se rup crescuțe de, cu flori de măr, se pun în anumite forme, se dau în anumite contexte și așa mai departe. Pentru noi asta e o crimă, adică strici bun de măr, nu? Pentru ei, ce să faci cu mărul ăla, că ăla nu e bun de nimic, în timp ce floarea e o minunăție. Bun. Spuneam de o țară africană, oricare ar fi ea, ecuatorială. Sigur că poți să înțelegi foarte simplu de ce nu se dau flori, că acolo ești năpădit de flori, de n-ai cum să mai scapi de ele. Deci nu au aceeași semnificație. Și așa mai departe. Deci a înțelege ce înseamnă o floare, bun, gestul de a da o floare, nu? Înseamnă, în ultimă instanță, a înțelege toată cultura respectivă. Și scuzați că o să merg pe linia asta o secundă în plus, cu un alt exemplu pe care iarăși îl dau. Care ține de aceste coduri culturale. Gândiți-vă că merg și cumpăr niște flori de la florării, nu? Evident. Și florărea sau o doamnă îmi dă niște flori, la care eu mă emoționez, îi vai, mulțumesc, ce drăguțe sunteți și plec. Trebuie să plătesc. Păi, alo, domnul, banul. Bun. E clar că la florărea se trebuie, acea chestie care se cheamă floare, nu, eu trebuie să o plătesc. Dacă mă duc la nevastă mea și dau acele flori, și cer și vă dă bani după aia sau îmi dă ea iarăși înseamnă că ceva nu e în regulă. Toate aceste lucruri nu le facem foarte firex, nu le bâlbâim la chestia, nu trebuie să ne gândim mult, dar asta fac parte din cultura noastră. Ideea este că
Pentru antropolog, cultura este o sumă de coduri, da, care formează subînțelesul relațiilor dintre noi. Noi exact, funcționăm fără greș și nu ne bâlbâim. De exemplu, dumneavoastră ziceți, a, mulțumesc, și plecați fără să plătiți. Pentru că ați interiorizat aceste coduri. Când ne mutăm într-o altă cultură, codurile se schimbă. Exact. Poate că nu toate. Nu, evident. Dar multe dintre ele se schimbă. Pentru că spune că, mă rog, această idee profund exagerată a lipsei de posibilității de comunicare între culturi este total aberant. Asta ar însemna că toate codurile se schimbă, ceea ce nu se întâmplă. Nu se întâmplă niciodată. Da. Măcar pentru faptul că, în ultima instanță, toate aceste coduri sunt prelucrate de mintea umană care e aceeași pretutinde. Deci dacă ar fi atât de diferite, ar trebui să avem creierașe diferite, ceea ce nu se este clar. Și mai un argument. Chiar dacă ar fi toate schimbate, încă ar exista coduri. Deci aș pleca de la faptul că codurile pot să fie, dar regula codurilor e acolo. E acolo, deci. Antropologia poate fi aplicată, deci, oricărei societăți, și moderne, și primitive, nu? Arhaice. Da, bineînțeles. Ce făcea Gusti cu echipele lui nu era antropologie? E, aici așteptam să trecem puțin pe el, pentru că aici deja intrăm pe un teren mai disputat. După părerea mea, în cazul tinerilor națiuni, cum este România, nu putem să vorbim despre antropologie. Un istoric antropologie foarte mare și foarte cunoscut, Stocking, vorbește despre o antropologie producătoare de imperii, deci care construiește imperii, și de o antropologie care construiește națiuni. Noi intrăm în categoria neantropologie a doua, deci care construiește națiuni. Nu e același lucru să construiești imperii și să construiești națiuni. Deci antropologia construiește imperii? Construiește imperii în sensul în care construiește imaginea primitivului. Ce este primitivul, adică subiectul imperiului, nu? Pe care trebuie guvernat. Primitivul e atunci când gândește așa, face așa, are obiceiurile astea, are cultura asta și așa mai departe. Și el se cheamă primitiv. Bun, el nu se cheamă primitiv, dar eu îl fac și îl construiesc și îl cadrez eu ca să pot să-l gestionez, ca să zic așa. Bun, la noi n-ai primitivul, ai țăran. Atenție, și într-un caz și într-altul, această cunoaștere nu este a țăranului sau primitivului. Este a unor elite care, ele spun, populația României se cheamă țăran, țăranul e un lucru minunat și țăranul e atunci când. Ori, e o frază care îmi place mie foarte mult a lui Conea, e țara plină de țări. Ceea ce e foarte valabil pentru România. Deci țara, România ca țară, ca națiune, e plină de țări. Din țara Maramureșului, din țara Vrancei. Păi nu zicem noi, unde te duci? Mă duc la țară. Da. De pildă, evident. E, ori, cum spun, etnologia sau antropologia, sau de fapt la noi se cheamă etnografie și folclor. Deci, aceste științe sunt științe naționale și în acest sens producătoare de națiune, în sensul că dau o imagine a esenței națiunii, care este țăranul cu cultura sa populară, o numim cultură populară, și tot o poveste pe care o știm. Nu spun că asta e bine sau asta este rău sau nu fac o ierarhie, dar au alt obiect. Gusti și-a definit foarte clar această știință. Îi spun sociologie că e mai bine, e cu societate. Dar poate să fie spus la un moment dat și a pomenit și de antropologie. Ideea e că e o singură știință a societății și că în cazul României, cel puțin într-o perioadă, în perioada în care se afla, această știință socială numită sociologie, nu are cum să fie decât o știință a națiunii. Obiectul ei de studiu este națiunea. Și ca atare este o știință națională. Și astăzi, antropologia, întrucât este identificată nu cu un obiect specific, ci cu un anumit dispozitiv de cunoaștere, practic e răspândită peste tot. Nu? Da. Tipul ăsta de atitudine e de oriunde de găsit. Da, vedeți, aici încep să am niște, deja intrăm într-o zonă în care încep să am rezerve. Pentru că vreau să răstrângem ochiul antropologului la ceva pe care telespectatorul să-l înțeleagă. Așa cum pictorul are un anumit ochi, distinct de ochiul obișnuit, și antropologul are un anumit ochi. Am evocat-o mai devreme pe Irina Nicolau. Da. Și v-am întrebat, avea ochiul antropologului? Și încă cum. Și încă cum. Mai mult de tața, Irina Nicolau era geniu oralitic cu cultura orală pe care o studia pe niște căi mult mai empatice decât ar fi putut să facă alții mai dinspre bibliotecă. Dar era o comunicare firească. Și mi-ați mai spus ceva. Că la sfârșit ea nu se mai
caracteriza pe ea ca fiind antropolog, ci scriitor. Scriitor. Ori aici mulți au... Și eu am întrebat, am avut o discuție lungă pe tema asta și mi-a spus un lucru foarte frumos la sfârșit, așa. Nu, la început, după aceea am mai discutat. O să înțelegi când o să crești mai mare. Ceea ce era un lucru foarte, foarte interesant și foarte profund. Nu era vorba de... Nu era condescendent sau derogator. Din potrivă, adică frenezia pozitivistă ține și de vârstă într-un fel. Ori antropologia se mișcă între cadrele și rigoarea unei științe, sigur, mai slabă, nu știință tare, dar totuși în rigoile științei și descriere. Nu? Etnografia este o descriere, descrierea etnografică. Deci trebuie să povestești în ultima instanță. Am fost în Papuașa, nu? Un an, doi ani, trei ani și am venit acasă și vă povestesc. Asta face antropologul. Sigur, povestesc după niște rigori, după niște canoane, nu? Nu oricum. Da, trebuie să povestesc în așa fel încât să fie adevărat, deci să fie conform cu ce am văzut, cu ce e acolo și într-un mod în care colegii mei, compatrioții mei, să poată să pricepă. Că dacă vorbesc papuașa, nu mă înțelege nimeni. Deci eu, ca antropolog, trebuie să fac această traducere. Și atunci aici intervine partea de artă, de har. Trebuie să o fac în așa fel încât să fie veridic, să fie corect și inteligibil. Că altfel vorbesc cu o păsărească pe care nu înțelege nici compatriotul meu și râde și papuașul de mine, zice, noi ai stat doi ani aici, n-ai înțeles nimic. Deci aici intervine partea realmente artistică și în ultimile decenii antropologia își asumă explicit componenta literară, pentru că asta e menirea ei. Dacă eu nu te fac să înțelegi, să pricepi, să simți, să miroși cultura aceea, înseamnă că sunt un antropolog prost. Deci mi-am ratat menire. Deci trebuie să știu să scriu. Când Irina a făcut cartea aceea cu inscripțiile de la Revoluție, ea făcea lucrarea de antropolog? Hai să zicem de etnograf, dar depinde ce înțelegem prin asta, adică Învățați-mă. Da, deci eu, cum spun, academic să zic așa, eu nu o ierarhie, sunt trei pași să zic așa, etnografie, etnologie, antropologie, primul pas fiind acela al descrierii. După aceea se urcă prin comparații succesive până la un sistem, un model valabil pentru om în general. Sigur că nu poți ajunge acolo dacă n-ai pornit de aici și când ajungi acolo vezi mai bine ce e jos și eu încerc întreg. Deci nu este o compartimentare foarte strictă, dar în acest caz se poate folosi și pentru a spune că era etnografie. Pe de altă parte este foarte clar că aici e totul. Restul știe oricine să facă. Sau oricine. Orice om cu altă cultură poate să meargă mai departe. Dar aici e... Aici e ochiul. Aici e ochiul. Irreductibil. Aici e ochiul. Și din acest, și ăsta este criteriul, terenul este criteriul. Adică eu am foarte mare ținere față de antropologii care au apărut și la noi, mai ales la noi, care scriu cărți deja de antropologie, fără să făcut jumătate de oră de teren. Oameni doar de bibliotecă. Doamne, ca și cum eu aș spune că sunt chirurg și aș scrie un tratat de chirurgie, dar n-am pus mâna în viața mea pe un bisturiu. Sigur că am văzut la televizor, am văzut planșe, mușchi, oase, nu știu ce, dar eu n-am tăiat... Dar mă declar chirurg. Nu se poate. Dar nu e ca situația lui Fraser, care n-a făcut niciodată teren și care a citit toate bibliotecile și a produs faimoasa lui Pranga de Aur. Da, adevărat. Însă, aici sunt două lucruri. Ce să fii Fraser, unu, și nu toată lumea e Fraser. Clar. Și doi, asta era acum 150 de ani. Acum nu se mai poate. Acum nu se mai poate. Sigur, se poate. Eliade însuși a fost la fel. Se poate dacă ești Fraser. Adică, sau mai se pot da alte exemple, Marcel Mauss, și mai mult. Dar care avea geniul terenului. Da. Deci îl vedea prin informații, deci au lucrat pe informații de teren. Nu au fost ei înșiși, dar au lucrat și au lucrat intens, nu pe biblioteci. Adică nu pe biblioteci în sensul... interpretări despre ci... Nu, surse. Pe surse. Sigur. Și erau vizionari. Nu vezi tu cu ochii tăi, deci noi muritorii de rând asta, ca să zic așa, trebuie să mergem să vedem cu ochii noștri și să punem mâna să simțim. Dacă ești un mare vizionar, poți, la limită, să vezi prin ochii mei care am fost acolo, ți-am povestit și tu de-abia vezi mai departe și mai bine. Bun. Asta înseamnă că ești Marcel Mauss sau Fraser. Da. Eu sunt Mihelescu, așa că mă duc pe teren. Și hai să...
Începem cu asta. Spuneți-mi cum arată terenul. Cum arată astăzi terenul, dumneavoastră? Bun, ce pot să spun? Sigur că terenul se schimbă. Și asta e fascinația, una din fascinațiile antropologiei. Pentru că e foarte heraclitian, să zic așa, nu poți să faci de două ori același teren, chiar dacă mergi 20 de ani în același loc. Eu am fost în același sat 18 ani la rând. Și n-am terminat ce aveam eu de făcut. Și probabil că dacă m-aș întoarce, aș putea să continui. De ce? Pentru că se schimbă și realitatea pe care o studiezi, te schimbi și tu. Și în mare măsură, ele se schimbă una pe alta. Adică în momentul în care apare antropologul, zic generic, într-o comunitate mică, și începe să pună întrebări, acei oameni încep să-și pună și ei acele întrebări. Dar de ce m-a întrebat ăsta? Sigur. Și ca să-mi răspundă într-un fel sau într-altul, încep să elaboreze explicații, câteodată total aberante, câteodată te duc de nas. Da, da, ca să te ducă de nas, se gândesc într-un fel. Da, să vă ducă de nas? Ulala, pe primii doi ani de zile am fost în Gorbine, Gorjenia, o artă a minciunii extraordinară. S-am dat de un poștaș, absolut genial, și care ne-a povestit cu lux de amănunte, cum e cu zmeul, câți centimetri are de la cap la coadă. Zmeul? La... Zmeul. Ce zmeul? Cu untura de zmeu, cu... face parte din folclorul românesc. Bun. Toate detaliile, adică eram un nebunit, să notam. Și după 2 ani de zile am făcut un mare ecolog și eu am adus tot felul de solicitări. Deci totul era invenția lui. Stați să vă povestesc. Și l-am adus pe Nea Pițigoi să le povestească academicienilor. Erau ăștia nebuniți toți, n-au zis așa de detaliat, de precis, notau. La care ăsta Nea Pițigoi l-am urmat după jumătate de oră, a băut el o țuică, două, am mai povestit, știți, domnul Neavintila, eu m-am plictisit. Le-am povestit ăsta la toate minciunile pe care le știu, nu mai știu, m-am săturat, eu am plecat acasă. Și cu ocazia asta m-am aflat după aceea, păi n-am să găsi pe mine mai mințit, păi dar bineînțeles, dacă era așa mic și drăguț, așa că eram student încă. Am spus și eu, am văzut că asta îți place, asta vrei, asta îți dau. Tot, 2 ani de zile ne-a dus de nas, dar cu plăcere a povestitului, deci el povestea și avea harul povestirii și plăcerea povestirii. Deci, dar și asta vedeți că face și parte dintr-o caracterizare. Sigur că dacă o iei la primul nivel și o iei ca atare, că ții minte citatul ăsta cât o-i trei, un zmeu este cât o butărie, are 55 de centimetri. Dacă iei ca atare, că într-adevăr zmeu în folclorul român și faci un tratat despre mitologia românească, zmeu are 55 de centimetri, ceva nu e în regulă. Aș fi întrebat și e pântecos ca butelia? Da. Evident, da. Vă dați seama că noaptea când... Formidabil. Și cum se ascunde el în scorbure. Și bun, o să iei întreagă locul, erau adevărate. Adevărate în sensul că făceau parte din folclorul românesc în general. Altele însă erau inventate și combinate și... Da, dar capaci, apropo de coduri, ca să faci, să le combini în acest fel, înseamnă că e ceva în cultura ta care îți permite acest gen de combinații și nu altele. Deci... la al doilea nivel și aceste informații sunt foarte, foarte importante, că fac parte din realitatea socială, din realitatea umană a acelei colectivități. Și cum arată terenul dumneavoastră de 18 ani? Ce informații obțineți? Nu, atitudinea noastră, vă dați jos din tren, nu? Aveți acolo un plan, uite, nu. Îl întreb de zmeu? Nu. Niciun caz. Deci asta, iarăși, o chestie care cred eu că este destul de specifică pentru antropologie ca abordare. Și să fac o mică comparație cu sociologia. De regulă, deci nu înseamnă că nu există și excepții la ce o să spun acum. Dar de regulă, un sociolog merge pe teren știind de ce se duce și cu ce se duce. Deci vreau să studiez fenomenul cutare, despre care am citit, dacă sunt serios, cam ce era de citit. Mi-am făcut un instrument de analiză, un chestionar de regulă, nu? O formă sau alta de chestionar în funcție de obiectul pe care vreau să-l studiez și mă duc și îmi fac de treabă. Antropologul de regulă, și asta ține tot de istoria antropologiei, se duce pe un teren pe care trebuie să-l descopere, pe care trebuie să-l lasă să vorbească. Deci, terenul unui antropolog este o comunitate umană, oricare ar fi aia, de țărani, de matematicieni, de papuași, de... n-ai important. Virtuală, la ora actuală, pe internet și așa mai departe. Și se duce foarte modest. Eu nu știu.
așa cum se ducea europeanul într-o țară încă nevizitată. N-am cum să știu. Că de-aia merg acolo să văd despre ce este vorba. Deci trebuie să descoper. Deci trebuie să las realitatea să-mi vorbească. Dar vă puneți o întrebare. O întrebare mi-o pun după ce stau de vorbă cu oamenii, după ce îi văd și ce să-mi pun, încep să interoghez. Dar la început trebuie să ascult. Dar ei de ce stau de vorbă cu dumneavoastră? E, aici este altă... Dacă dumneavoastră veniți altă. La mine și vreți să-mi faceți antropologia, eu îmi pun problema dacă vreau să fiu antropologizat sau nu. Păi, bineînțeles că da. Și asta este, bineînțeles, asta e prima întrebare a studenților. Bun, și cum fac să intru în discuție cu? Zic, dragi moșului, ca să zic așa, când te duci și faci curte unei fete, te duci la tata să-l întrebi și eu acum, tată, ce să spun ca să o curtez? Te descurci. Asta se cheamă comunicare. Da. Ai capacități de comunicare, inventezi ceva pe loc. Și vezi, bă, la, e interesat de vacă. Uu, ce vacă frumoasă aveți. Nu știu, s-ar putea, dacă într-adevăr tot mai mulge vaca și îi place de Joana lui și tu spui că Joana lui e ca nimeni alta, s-ar putea să intri în discuție. Dacă îl întrebi ce părere ai despre, nu știu, politicieni, când ăla dă cu sapa de sar ochii din cap, s-ar putea să asemănă cu prostiile tale. Deci aici nu există secret. Cum spun, nu există o formulă, pardon. Nu e o rețetă. Nu e o rețetă. Și asta este marea particularitate a antropologiei. Și greutate și frumusețe. Dacă eu sunt în stare să vă fac să vorbiți, deși nu aveți niciun chef, nimeni să fie foarte clar. Nu trebuie să fii intelectual, să fii ocupat, să fii om de afaceri. Țăranii sunt foarte ocupați. Au foarte multă treabă. Și nu stau de vorbă cu străini. Mult mai rău decât la oraș. Da. Deci eu trebuie să-i fac, să-i conving să stea de vorbă cu mine. Pentru asta n-am la dispoziție decât propria mea persoană, farmecul personal pe care trebuie să-mi construiesc într-un fel sau într-altul, să spun niște vorbe într-un fel sau într-altul, să mă îmbrac într-un fel sau într-altul, astfel încât să nu șochez, ci dimpotrivă, să mă duc la cârciumă și la biserică, cele două instituții unde mă vede lumea și... Bun, și o să-mi întreagă de lume, dar mai departe nu știu. Eu n-am cum să transmit și nu e un lucru care se poate să fie transmis. Eu ca profesor de antropologie n-am cum să transmit precis studenților mei, când mergeți pe teren, prima frază este asta, nu. Că, mă rog, contextele sunt total diferite de la caz la caz și fiecare trebuie să-și găsească după propria sa personalitate, să-și găsească intrare, pentru că după aceea merge mai departe. De aceea un teren clasic de antropologie de la tata Malinowski, care e părintele nostru, durează 2 ani de zile. Și de aia nimeni nu-i plătește pe antropologi, că dacă de-aia plătește pe sociologi. Pentru că dacă întrebi un antropolog, domnule, cum stăm cu nu știu ce, parlamentul cu tare sau problema cu tare. Nici o problemă. Dați banul, stau eu 2 ani de zile, mai mă gândesc încă 2 și vă spun. Până atunci se schimbă totul. Sociologul face un focus grup acolo. Face un focus grup și în 2 ore îți dă un răspuns. Da, da. Și în medie e bun. Bun. S-ar putea să nu nimerească în cazul respectiv. Dar aceasta este, cred, cea mai mare particularitate a antropologiei și farmicul și riscul, repet, este că în această practică și tu te schimbi. Pentru că obiectul tău de studiu devine propria ta experiență de viață. Deci în momentul în care eu stau și vorbesc cu gazda mea un an de zile, nu pot să mai spun că asta este obiect de studiu. Nea Gheorghe al meu de la Novaci, păi a venit la mine acasă, am stat la el acasă, suntem prieteni, suntem și am relații de prietenie și obligații de prietenie. Dacă el vine în București, sigur că chem la mine acasă și așa mai departe. Nu puteți spune, domnule, obiect de studiu, gata, ora 9 am încheiat, nu mai sunt om de știință. Că stau la el în casă. M-a primit la el în casă. Da, dacă problema este să găsiți codurile de comunicare, codurile de convicurare a realității sociale, toate astea, dumneavoastră nu puteți mulțime de întrebări o categorie. Din care deduceți evident, ceea ce ar putea evident, să fie evident, aceste coduri. Evident, evident. Iar aceste coduri țin, evident, de model. Și țin de model în sensul științific al cuvântului, model, adică ceea ce construiesc eu ca fiind un model. Eu niciodată nimeni nu are acces direct la coduri. Mai ales că de multe ori astea sunt în act, sunt practici, nu sunt explicite. Și de multe ori când sunt, deci dacă cineva ar putea să-mi dea astfel de reguli care sunt un fel de coduri, de multe ori sunt false. Te uiți cum se întâmplă, ce se întâmplă, practicile și vezi că una spune omul și alta se întâmplă.
Asta este altă regulă generală a antropologiei a terenului. Trebuie să ai informații despre ce spun oamenii și despre ce fac oamenii. Că nu merg totdeauna împreună. Deci discursul care are coerența lui și practica care are coerența ei, câteodată sunt două coerențe care e total incoerente una. Da! Zmeul modelie. Da, da, sigur. Și multe alte dovezi. Deci asta este evident. Și în momentul în care trăiești cu acești oameni, cu oricare fi ei, nu? Mai multe vreme, vezi aceste diferențe și vezi care, de ce sunt ele diferite, unde și în ce măsură sunt contradictorii și toate au o logică, au un sens. Că oamenii nu sunt nebuni. Moda este un indicator antropologic minunat, nu? Printre altele. Printre altele. Sigur că. Spuneți-mi, nu mai avem prea mult timp, din păcate, antropologul, când aruncă o privire pe lumea asta modernă, hipermodernă, postmodernă în care trăim noi, vede ceva mai mult decât vede omul care nu e antropolog? Asta vă spuneam și la început. Nu știu dacă vede mai mult sau mai puțin. Cred că vede puțin tel altceva. Da, dar acel altceva e un spor de cunoaștere? Eu cred că da. Eu cred că da. Și într-un fel, antropologia a murit, trăiască antropologia, ca să zic așa. Deci antropologia clasică a zonelor îndepărtate, a străinului și așa mai departe, a diferențelor asta în spațiu, a cam murit. Da. Că, nu mai sunt... Da. Dar vedeți, e un fenomen foarte interesant. Pe de o parte, vorbim despre această mondializare care este reală, este masivă. Dar suntem atât de speriați, mai ales la noi, că a venit peste noi relativ recent de această uniformizare, încât nu ne dăm seama că această uniformizare, această mondializare, creează în aceeași măsură diferențe, alte diferențe. Diferitul nu mai este în lumea nouă, în Africa, este pe strada mea. Este vecin cu mine. Și apar niște diferențe care ne uimesc, față de care suntem mai depeizați decât acum 300 de ani față sau 400 de ani față de noi continente, și față de care antropologul are un know-how, să zic așa. El știe că asta a făcut de când s-a născut, ca să zic așa, ca disciplină, să trateze, să abordeze diferențele. Altă categorie de diferențe. Dar le sezizează ca diferențe, le repune în contextul lor propriu și încearcă să le interpreteze și să spună, bun, deci astea sunt diferite pentru că atât de diferite, nu chiar atât de diferite, iată care e diferența, care este dinamica lor. Nu, ce poate să spună un antropolog despre aceste subculturi cu care ne lovim la fiecare pas? Politic îi spune multiculturalism. E mare problemă și cu chestia asta. Dar aici e o distinție care cred eu că e foarte utilă, de la evidența multiculturalității, faptul că aceste diferențe pot să fie pe strada mea și aici nu are nimeni ce să spună că e bine sau că e rău, nu, pentru că e un fapt. Cum tratez politic acest fapt, asta este altă poveste. Da. Dar nu confundăm lucrurile. Nu trebuie confundate, clar. Domnule Mihăilescu, când... Ori de câte ori citesc ceva într-o disciplină care mi-e străină, încerc să văd care e unghiul din care disciplina respectivă privește lumea, pentru că aduce două sporuri de cunoaștere. În primul rând este sporul acelui unghi de vedere și nu al altuia. Și în al doilea rând este că a dezvoltat un dispozitiv de cunoaștere care este propriu și poate fi înțeles. E bine, o spun în încheiere că de fiecare dată când citesc rubrica dumneavoastră din Dilema, simt acel unghi de vedere care este antropologului, pe care prima oară l-am văzut pe viu în persoana Irinei Nicolau. Da. Ea avea o atenție la amănunt, avea memoria enorm de multe amănunte pe care le clasa oarecum comparativ. Ea era ca un caleidoscop disciplinat, care ținea minte configurațiile. Asta e ceva straniu de tot. Ori asta e specific antropologului. Da. Pentru antropolog nu există, pentru ochiul antropologic, să zic așa, nu există detalii, există numai semnificații. Deci fiecare detaliu, ceea ce numim de obicei un detaliu, dacă este privit într-un context, el este deja o semnificație. Da. E o formă de conștiință lucidă de sine a bogăției lumii. Să-i spunem așa. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc.